pentru participarea în Consiliul de Supraveghere. Cine primește acești bani? Ei bine, Marian Țurlea, care este directorul de cabinet al Ministrului Economiei Adrian Videanu, primește acești bani deja de o lună de zile. El este membru în Consiliul de Supraveghere al Petrom, înlocuindu-l pe Paul Victor Dobre, care era înainte numit de PNL în Consiliul de Supraveghere al Petrom. Încă un nume important pe această listă, care urmează să primească aprobarea pe 28 aprilie la AGA Petrom din 28 aprilie, este Ionuț Costea. Acesta este, nu este nimeni altcineva decât președintele Exim Bank și, atenție, cumnatul președintelui Seratului, Mircea Joană. Mulțumesc, Ionel Danca. Așadar, bugetar de lux, o poveste parcă fără de sfârșit. Complexul rezidențial însă lui Puiu Popoviciu a beneficiat de bani pentru canalizare printr-un proiect care trebuie să ajute zonele defavorizate din nordul Bucureștiului. Cum a reușit un proiect de lux să atragă fonduri pentru zonele sărace? Ne spune acum Adelin Petrișor. Bună seara! Bună seara, foarte simplu. Pentru perioada 2004-2008, Primăria Capitalei a făcut un proiect pentru două zone considerate defavorizate. Una dintre aceste zone este zona din care noi transmitem, complexul lui Puiu Popoviciu. Cealaltă, un cartier foarte sărac, aflat la câțiva kilometri, tot în nordul capitalei, cartierul Străulești. Pentru acest proiect au fost adunați bani în jur de 11,6 milioane de euro, bani de la fare, fonduri naționale, dar și banii ai primăriei sectorului 1. Ce constatăm acum în 2009? Constatăm că aici, în cartierul de lux, lucrurile stau bine, s-a tras canalizare, drumurile de servitute sunt asfaltate, însă în Străulești, în zona săracă, nici nu poate fi vorba de asfalt sau de canalizare. Complexul imobiliar al lui Puiu Popoviciu se întinde pe 220 de hectare, are printre altele o zonă de business, o zonă comercială și o zonă rezidențială. Aici vor fi construite în jur de 3.000 de apartamente extrem de scumpe, un penthouse ajunge chiar și la 1 milion de euro. Amănunte, mai multe amănunte despre scandalul Băneasa Investment veți afla în scurt timp la emisiunea Andrei Crețulescu, Realitatea te privește. Mulțumesc, Adelin Petrișon. De altfel, trebuie să spunem că ne-am dorit să fie păcăleli de 1 aprilie, dar se pare că nu sunt. Prima zi a lunii următoare ne aduce noi scumpiri. Imediat în jurnal vă spun ce costă mai mult. Mai așteptați până la toamnă dacă vreți să cumpărați sau să vindeți o locuință, ne sfătuiesc analiștii imobiliari. Ei apreciază că în aproximativ 6 luni prețurile se vor stabiliza, iar băncile vor relua creditările. Cei care vor să vândă trebuie să se gândească foarte bine. Dacă nu sunt presați în mod neapărat de nevoia de bani pe care i-ar obține din tranzacția respectivă, ar putea să mai aștepte ca piața să se stabilizeze. Cei care vor să cumpere, de asemenea, mai pot aștepta, pentru că, după cum spuneam, este posibil ca în condițiile lipsei de creditare prețurile să mai coboare. Ele mai au loc să scadă, eu știu, cu 10-15%. Siveco, unul dintre cei mai mari jucători de pe piața locală de software de business, va renunța la cel puțin 10% din personal. Potrivit ediției de mâine a cotidianului Business Standard, care citează apropiația ai conducerii companiei, este vorba de o încercare de reducere a costurilor. Măsura a început să fie pusă în aplicare din această lună. Angajaților li se cere să-și prezinte demisia cu acordul părților și li se oferă, în schimb, salariul aferent lunii următoare. Contactați de Business Standard, reprezentanții Siveco n-au comentat informațiile până la închiderea ediției. La mijlocul anului trecut, Siveco avea aproximativ 750 de angajați, iar planurile companiei prevedeau anul acesta o creștere de până la 900 de salariați. Medicamentele românești, țigările, băuturile și carburanții sunt produsele pentru care vom scoate de la 1 aprilie mai mulți bani din buzunare. La medicamente creșterea este de 6%. Tot ce intră la categoria vicii, băuturi alcoolice tari și tutun va apărea pe raft cu prețuri noi. Șampania și spirtoasele vor costa cu 8 până la 10% mai mult de la 1 aprilie și cu încă pe atât de la 1 septembrie. Același traseu vor avea și prețurile la tutun. Un pachet de țigări care costă acum 6,80 de lei va ajunge la 7,20 de lei. Și asta nu e tot. Peste două zile, benzina și motorina vor costa cu până la 8 bani mai mult. Un litru de benzină fără plumb va costa 3,83 de lei, iar unul de motorină Eurodiesel 3,29 de lei. Tarom intră în bătălia tarifelor low cost. Primii pași au fost reducerea prețului biletelor și introducerea unor noi curse. Robert Flore a studiat noua strategie a companiei și vine cu detalii. Bună seara, Robert!
Bun găsit! Pentru a face față concurenței tot mai puternice, Tarom a decis să reducă de la 1 iunie prețul biletelor spre mai multe destinații externe la doar 50 de euro plus taxe. Este vorba de curse de la București spre Amsterdam, Lyon, Veneția, Dubrovnik, Zagreb, dar și de cursa Cluj-Paris. Reprezentanții Tarom susțin că au vândut deja 45.000 de bilete la noul preț, iar ținta pe întregul an este de 200.000 de bilete. Cât privește destinațiile interne, compania va lansa pe timpul verii cursele București-Constanța, Cluj-Constanța și Iași-Constanța. Biletele pe aceste trei curse vor costa 23 de euro plus taxe. Tarom vrea să stimuleze și vânzarea online a biletelor. O ofertă asemănătoare vine și compania Blue Air. Pe timpul verii, compania oferă bilete la 37 de euro pentru destinațiile Roma, Milano, Torino, Paris, Lyon, Larnaca, Madrid, Barcelona, Valencia sau Londra. O altă companie low cost, Wizz Air, are la ofertă un bilet la 19 lei fără taxe pentru o cursă București-Roma și la 129 de lei spre Barcelona și Madrid. Criza are și părțile ei bune. Destinațiile externe de lux au ajuns ceva mai accesibile chiar și pentru buzunarul românului de rând. De exemplu, o călătorie pe plajele exclusiviste de pe Coasta de Azur, peisajele de neuitat ale Thailandei sau extravaganța Dubaiului sunt mult mai ieftine decât anul trecut. Anul trecut începeau cam de la 1300-1400 de euro și anul acesta pachetele încep de la 1000 de euro. Poți rezerva o croazieră pentru 3-4 nopți chiar de la 200 de euro de persoană, ceea ce include mâncarea, distracția și activitățile recreative, precum și faptul că ajungi în locuri diferite fără să faci nimic pentru asta. Operatorii de turism au și alte oferte promoționale. Plătești mic dejun și beneficiezi de demi-pensiune. Pentru Tenerife există o promoție pentru luna de miere la un hotel de 5 stele. Soția plătește jumătate din prețul de cazare. Pe capitale europene, de exemplu Paris, Lisabona, Roma, plătești 3 nopți și stai 4, plătești 5 nopți și stai 7. Paradoxul este că dacă unele pachete turistice sunt mai ieftine, altele s-au scumpit. Dacă aveți de gând să vă petreceți vacanța în Turcia sau Grecia, trebuie să știți că tarifele nu au scăzut, ba din contră. Aceste destinații sunt mai scumpe cu până la 20% față de anul trecut. Operatorii de turism ne asigură însă că orice vacanță poate fi mai ieftină dacă e planificată din timp. Trecem acum la categoria românilor care au suficient de mulți bani încât să nu-și facă griji pentru ziua de mâine. Este drept însă că își fac griji cum cheltuiesc banii. Iar una dintre rubricile tăiate de pe listă este cea a autoturismului de lux. De la începutul anului, dealerii au reușit să vândă doar 3 astfel de autoturisme, de 9 ori mai puțin decât anul trecut. Potrivit Asociației Producătorilor și Importatorilor de Autoturisme, anul trecut, în doar 2 luni, românii au cumpărat 26 de mașini scumpe, 18 cu sigla Porsche și 8 Maserati. Anul acesta, în același interval, s-au vândut doar 3 autoturisme de lux. Dealerii nu speră într-o revigorare a pieței de lux nici în următoarea perioadă, cel puțin până la sfârșitul anului. Vremurile grele pe care le traversează economia mondială schimbă încet, dar sigur, fața comerțului. Se vede și în Marea Britanie, unde vânzarea cu amănuntul la domiciliu cunoaște o creștere dezvoltată fără precedent. Captain Tortue este o marcă franceză de produse vestimentare care nu poate fi cumpărată decât prin vânzare directă. Mai precis, clientul cheamă acasă vânzătorul care aduce marfa cu el, dar și câțiva prieteni, potențial clienți. Pentru că e vorba de haine, clienții le pot proba liniștiți, în confortul intimității de acasă și pot socializa relaxați. Afacerea merge ca unsă. Business is absolutely booming. It's phenomenal. I'm just doing party after party. Every time I do a party, I get at least 3 bookings for another party. In fact, I can't keep up. Secretul succesului afacerii e justificat, o confirmă și clientele. It's really nice to be able to try things in someone's house without the sort of pressure of a salesperson. You know, you don't feel you have to buy something. Mai mult, industria merge pentru că în vânzarea directă, contactul vânzător-cumpărător este mult mai personal. You're more likely to do it because it is more of a social thing than a shopping trip, so to speak. Studiile sociale arată că e normal ca vânzarea directă să prospere în vremuri de recesiune. Numărul recruților în această afacere de 3 miliarde de dolari și 400 de mii de locuri de muncă a crescut în februarie cu 20% față de aceeași perioadă anului trecut. În plină criză financiară sunt și afaceri care merg din plin. În Brașov, de exemplu, o firmă care fabrică softuri pentru navigație prin GPS a scos atâtea locuri la concurs încât cu greu găsește specialiști.
La firma brașoveană de softuri au fost depuse în ultimele două săptămâni peste 200 de CV-uri. Salariul este și el atractiv. Începe la 500 și poate ajunge la 2000 de euro pe lună. Din punct de vedere al crizei, consider că suntem o companie necrizată, dacă aș putea să spun așa. Nu prea am încredere în această criză. Avem comenzi, slavă Domnului, lucrăm cu cele mai mari companii de telefonie mobilă din lume. Producem software pentru sisteme de navigație. Patronul firmei de soft susține că în domeniul său investiția în resursele umane este vitală, mai ales pe timp de criză. Când ai angajat ai? Acum o săptămână. Cum ai aflat de oferta aceasta? De pe internet. Cum este să lucrezi în domeniul acesta? Mă pasionează și îmi place, ceea ce e un avantaj pentru mine. Satisfacție financiară putem spune că există la nivel de România. Firma din Brașov intenționează să angajeze 150 de operatori soft și programatori. Până acum au fost ocupate doar 10% din posturi. Final de jurnal de criză, nu înainte de a vă spune o maximă interesantă referitoare la timpurile pe care le trăim. Fără criză nu există valoare. Ca să dăm valoare jurnalului, povestește-ne cum trăiești tu criza și care sunt soluțiile tale pentru a o depăși. Cele mai bune intervenții vor fi menționate în emisiunea Jurnal de Criză, difuzată de luni până vineri la 21:30 pe Realitatea TV. Despre valoarea afacerilor pe timp de criză aflați de la Andreea Crețulescu în minutele următoare la Realitatea Te Privește. Bună seara, Andreea! Bună seara, doamnelor și domnilor! Dacă vă spun că proiectul domnului Puiu Popoviciu, un proiect de 1 miliard de euro, se află într-o zonă defavorizată, dumneavoastră ce ați crede? Da, este adevărat, totul a pornit prin anul 2001, când zona a primit utilități printr-un proiect de fonduri FARE. Ele au fost girate de Răzvan Murgeanu, pe atunci director al Direcției de Utilități din Primăria Capitalei. Întâmplător sau nu, domnul Murgeanu a fost coleg de liceu cu domnul Popoviciu și, de asemenea, a fost coleg în școala generală cu soția acestuia, iar în perioada 2002-2003 a lucrat pentru firma Comaliment, deținută tot de Puiu Popoviciu. Întâmplător sau nu, de asemenea, domnul Murgeanu a trecut zilele trecute pe la Palatul Cotroceni. Nu s-a întâlnit cu președintele, ci cu un consilier prezidențial, sau cel puțin așa a declarat domnia sa. Și tot în mod paradoxal, în această zonă defavorizată, locuiește una dintre fiicele președintelui Ioana Băsescu, într-un imobil de peste o jumătate de milion de euro. Despre toate aceste chestiuni vom discuta în această seară la Realitatea Te Privește. Și domnilor, așadar, în perioada în care Răzvan Murgeanu conducea Direcția de Utilități din Primăria Capitalei, zona acestui bănansa rezidențial a devenit un soi de zonă defavorizată și a primit utilități printr-un proiect FARE. Despre ce este vorba, sau dacă între legăturile domnului Răzvan Murgeanu de colegialitate de pe vremea liceului și acest proiect există totuși vreo asemănare, vedeți din materialul următor. Ați fost de coleg de liceu cu domnul Puiu Popoviciu? Coleg de liceu, da. Am fost coleg de liceu cu el, iar cu Doina, cu soția lui, am fost 8 ani colegi de școală generală. Puteți să-mi spuneți dacă în perioada 2003-2004 ați fost consultant la o firmă Comaliment? Nu 2003-2002, parcă 2003. 2002-2003? 2003, da, am consultat. Atenție. Da, așa este, am fost nu consultant, am avut un contract de colaborare. Știți cine este acționarul majoritar la acest Comaliment? Păi cred că Popoviciu. De asemenea, știți dacă această firmă Comaliment are un procent din acțiunile Băneasa Investment? Nu știu, nu m-a interesat subiectul. Chiar nu știți? Pe cuvânt nu știu, dar nu m-a interesat. Nu văd ce logică ar avea clădirile pe care le făcea cu treaba din Băneasa. Era tot mai în Băneasa. Domnule, dar care este? Haideți să găsim procesul de intenție, nu și are rost. Nu, vă întreb sincer. Nu, doamnă, pe cuvânt nici n-am știut. Nici nu m-a interesat, de fapt. Credeți că există vreo legătură între următoarele date certe, anume că ați fost coleg de liceu cu domnul Popoviciu, că această firmă Comaliment pentru care ați colaborat avea un procent din Băneasa Investment și faptul că dumneavoastră, în calitate de director al Direcției de Utilități din Primăria Capitalei, ați girat acel proiect pentru o zonă defavorizată. Domnule, proiectul n-a fost la inițiativa Capitalei, încă o dată vă spun. Ce a fost la inițiativa sectorului 1. Gherasim pe vremea aceea chiar a ieșit și a mulțumit personal primarul de atunci, Traian Băsescu, pentru că n-a blocat proiectul. Discuția noastră referitoare la bani cu sectorul 1 a fost, haideți să găsim
să atragem fonduri externe pentru investiție, pentru că ea oricum merge până la aeroportul Otopeni și trebuia găsită formula pe Agenția de Dezvoltare București-Ilfov. Asta a fost tot. Și ce v-a spus Zac Tran Băsescu atunci când v-a chemat la... Mi-a zis că nu poate să susțină din bugetul capitalei, în momentul acela nu poate să susțină această investiție, pentru că n-avea cum. Noi aveam un buget foarte mic, foarte mic atunci, și orice investiție cu care veneam, ăsta ia din altceva din buget. Și ce v-a sugerat? Să vă duceți către? Nu, mi-a spus, noi găsiți-mi altă soluție. Fondurile au fost accesate pe FARI, iar cofinanțarea dată de sectorul 1, că a fost inițiativa sectorului. Atunci ei au fost cei care au plătit banii, dacă vreți, pentru cofinanțarea acestui proiect. Credeți că această zonă este o zonă defavorizată sau nu? Nu este o zonă defavorizată, să fim serioși. Acolo să crești un cartier care are case de 1 milion de euro. Credeți că există vreo legătură, da sau nu? Doamna, dacă cineva este răuvoitor, poate să găsească legătură. Vă vine să credeți sau nu, suntem în cartierul Băneasa Rezidențial, o zonă defavorizată a României. Da, ați înțeles bine, suntem într-o zonă defavorizată pentru că aici rețeaua de canalizare a fost realizată pe banii FARE printr-un proiect pe care îl citesc în momentul de față. Este proiectul de coeziune economică și socială care are ca scop, atenție, diminuarea diferențelor dintre zonele sărace și zonele bogate. Așadar, aici suntem într-o zonă săracă. Un kilometru peste DN1 vreau să vă arăt însă o zonă bogată. 1, 2, 3 și... Și am aterizat, doamnelor și domnilor, într-o zonă de lux a capitalei, zona Vatra Nouă, Străulești. De ce spun că aici este o zonă de lux? Pentru că numai departe de sâmbătă oamenii au ieșit în stradă și au cerut o rețea de canalizare, dar nimeni nu ia în seamă. A fost președinte Pădule, n-a făcut nimica cu strada Ion Ștefan. A fost domnul Gherasim, n-a făcut nimica. Acum domnul Gheliman, tot nimic nu se face. Și tot în mizerie stăm. Domnilor și domnilor, invitați la Realitatea Te Privește în această seară, domnul Cosmin Gușă, Mugur Ciuvic, Alecu Racoviceanu, iar din partea Partidului Democrat Liberal, domnul Prigoana a fost opțiunea partidului pentru această emisiune, deși invitația noastră a vizat o altă persoană. Bună seara, bine ați venit! Eu sunt mai priceput la zona de favorizare. Sau la servicii de informații. Publice. La servicii de informații. Domnule Gușă, în povestea aceasta, întrebarea noastră este foarte clară. Putem găsi vreo legătură între toate acele aspecte sau pur și simplu e întâmplătoare prezența domnului Murgeanu și îmbogățirea domnului Popoviciu și faptul că domnul Băsescu a fost primarul general al capitalei și după aceea fiica domniei sale și-a luat acolo o casă de peste 500.000 de euro? Există vreo legătură sau nu? Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație. Știți cum e? Depinde cât de partizan ești și cum vrei să te uiți la treaba asta. Unele lucruri par de domeniul evidenței. În momentul în care ești în miezul lucrurilor și știi anumite relații, ți se pare foarte clar. Noi vorbim însă acum pentru telespectatorii dumneavoastră, care ar trebui să fie informați dacă v-au urmărit în ultimii ani și au văzut dezbaterile sau dezvăluirile pe care le-ați făcut. În mod evident, nu putea să se rezolve apetența domnului Băsescu pentru diferite imobile decât prin niște dezvoltatori. Dezvoltatorii ăștia, dacă au avut contracte cu ministerele sau cu primăria sau, mă rog, cu alte instituții de subordonare a domnului Băsescu și l-au avantajat, atunci putem să-i găsim o problemă. Aici situația însă este mai sofisticată decât în cazul casei din Mihăileanu, când sub proprie semnătură Traian Băsescu și-a dat o casă, acolo era foarte limpede. Eu nu sunt un investigator, însă pe mine mă bucură faptul că în sfârșit s-a ajuns la asemenea pești mari. Tot timpul se vorbea în România...